România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, astăzi trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva tocmai pregătim o nouă generație de copii care să-și fure căciula, așa cum de multe ori facem în societatea românească. Nu cumva suntem pe drum cu o nouă generație de experți foarte galonată, dar care odată pusă la muncă nu se pricepe la nimic? Fiți atenți aici ce spune ministrul Câmpeanu și vă spun de la bun început că aproape îi dau dreptate. Domnul ministru zice că a cerut datele de la școli și a observat că în primul semestru al anului școlar peste 60% dintre copiii români au note mai mari de 8-50, 60%. Iar numărul notelor de 10 este de 7 ori mai mare decât înainte de pandemie. Zice domnul Câmpeanu că notele din școala românească sunt prea mari și de multe ori acordate, ce să vezi, nemeritat. Bine, ce nu zice domnul ministru este că a făcut această descoperire odată ce a vrut să mai taie din bursele de merit. Cineva mai de mult în România s-a gândit că meritul începe la 8-50, adică undeva între mediocritate și meritocrație. Auzi, merit de la 8-50. În egală măsură, cred însă că ministrul trebuia să fie onest și să spună: da, domnule, facem statistica asta pentru că nu e firesc să dăm atâtea burse de merit, dar asta e altă discuție. Așadar, în vreo 2 ani de mers alternativ la școală, s-a întâmplat un fenomen interesant. Copiii noștri au devenit mai deștepți, mai buni, mai răbdători, metodele de lucru mai bune, iar zecele a fost cucerit mai abitir. Sau, poate mai degrabă, toată lumea a spus: domnule, asta nu e școală, nu-i mai batem la cap, hai să le dăm note din burtă. Și cum nu pot să-i penalizez pe niciun în condițiile astea, le-am dat la toți note mari. Eu zic că varianta asta din urmă e ceva mai probabilă. În greul tuturor și nepăsarea generală, poate asta să fi fost la îndemână. Adevărul a ieșit, de exemplu, la iveală pe undeva la Brăila, unde la o simulare de evaluare, toți premianții de care vorbeam s-au poticnit. Jumătate dintre ei au luat 5 la un examen test. Jumătate. Bine, așa, în rest, au cu toții peste 8-50, nu-i problemă. Dar dacă mă întrebați să dăm vina pe pandemie, iarăși e un furat de căciulă. Terenul era pregătit în România pentru note mari, pandemia doar a transformat totul într-un simulacru. Dar noi, aici, din cauza sistemului de admitere în licee, de mult ținteam notele astea. Știți la fel de bine ca și mine ce plânse te ies dacă îți strică nota la desen, la muzică. Păi cum ai pierdut o sutime din cauza muzicii și ratează liceul ăla bun din cauza asta? Avem un sistem care dă cea mai mare importanță notei? Acesta e adevărul. Și doar nu era să le stricăm viața copiilor din cauza pandemiei. Na, contraziceți-mă dacă nu e adevărat. Mai trist este că s-ar putea să nu avem o soluție. Școala românească e fix la fel ca societatea noastră. Nu are cum să fie mai bună și mai deșteaptă. Ne facem că facem școală, ne facem că punem note, iar mai târziu la muncă ne facem că rezolvăm problemele societății. Problema este că în capul multor copii se va crea ideea că ei chiar sunt de 10 și va lovi crunt realitatea, dar și pe noi. Așadar, 0372069599. Îl repet, 0372069599. Cum primiți aceste rezultate din școala românească? Are dreptate ministrul Câmpeanu când spune că notele acordate sunt mincinoase? De ce nu mai există, domnule, note pe merit? Este vina pandemiei? Doar vina pandemiei? Sau sunt și alte cauze? Fie că sunteți părinți, profesori sau cetățeni interesați de fenomen. A, și domnii elevi. Să ne sune și domnii elevi, să ne lămurească cum e cu bursa de merit, că au fost la minister, da? Dumnealor să susțină chestiunile astea, da? Domnule, cum am ajuns noi să fim așa buni? Ia, explicați-ne. 0372069599, România în direct e și pe Facebook, știți că mă mai uit și acolo, dacă pot. Și cred că pornim dezbaterea acum cu Doina. Salutare, Doina, bine ai venit la noi. Bună, Cătălin. Nu știu dacă să mă bucur sau nu pentru acest subiect, care este cumplit de trist pentru societatea noastră. Eu sunt părintele unui copil de clasa a 5-a
și cred că pot să vorbesc în cunoștință de cauză. Cred că o să plătim o factură extraordinar de scumpă, Cătălin, și nu foarte departe. Pe seama acestui sistem educativ care e clar că este complet, complet neadecvat și nerealist. Da, cred că domnul ministru, nu cred, sunt convinsă că domnul ministru are dreptate pentru că văd lucrurile astea în fiecare zi. Cum se face? Păi văd părinți și copii deopotrivă disperați de un nouă, de parcă eu am 40 de ani. Noi, în generația noastră, când luam un nou, erai bun, da? Din păcate, lucrând în sistem, sunt asistent social, văd și foarte mulți copii care, în timp, țin probleme emoționale legate de relația lor cu școala și tocmai determinate de această anomalie a notelor, da? Le este teamă să ia mai puțin de 10, teamă care este indusă de sistem, de părinți, de profesori, teama de a fi ridiculizat de colegi, că nu e suficient de bun sau la fel de bun ca ei. Este un sistem stricat cu totul. Dar spune-mi, copilului tău îi se dau note așa, din burtă, adică e da, de 10? Are 91 la școală. Bravo! Nu, 92, scuze, 992. 92, da? Ok. Și unde n-ar merita 10? Hai, uite, o mamă cinstită, Doina, ne spui tu momentul ăsta, zi-mi la ce obiect n-ar merita 10, că e al tău. Păi, sunt convinsă că nu ar merita, nu este de 10 nici în toate situațiile, nici la materiile de bază, la matematică sau la română. Acum, ce să spun, noi... ăștia, părinții, să spunem, mai responsabili sau cei care realizăm că sistemul școlar de stat nu poate să facă față cerințelor, sunt convinsă că majoritatea facem același lucru, ne dăm copiii la pregătire. Da? Okay. Nu pot să spun, este la un nivel, dar nu este tot timpul de 10, poate nu este tot timpul de 9. Se poartă discuția asta, Doina? Se poartă discuția asta la ședințele cu părinții? Eu spui, domnule, notele astea sunt cam mari. Eu cred că... nu cred. Se poartă între părinți. Așa. Da? Majoritatea suntem conștienți că nu toți copiii sunt de 9 și 10. Pe de altă parte, suntem obligați să acceptăm lucrul ăsta, pentru că sistemul de învățământ și apoi sistemul de admitere în treptele superioare este la fel complet absolut, nerelevant. Absolutamente. Părerea mea este că, în primul rând, nu trebuiau să se scoată examenele de admitere. Da. În fața unui examen de admitere, în fața unei col de hârtii, copilul scrie ceea ce știe și ceea ce a învățat. Aici ai perfectă dreptate. Doina, îți mulțumesc tare mult, sună multă lume la 0372069599. Încerc să fac loc la cât mai mulți oameni să ne spună părerea lor. Domnul ministru spunea într-un interviu la Digi24, domnule, hai să fim onești așa, că nu poți să-i verifici de adevăratele, de astea-s note mari, zice, de la pandemie, că în fața calculatorului, profesorului îi este greu să dea nota corectă, că nu știe cine îi răspunde, că dacă e fratele, sora elevului, n-ai, domnule, cum să-i verifici. Și zic, domnule, chiar pe bune, adică chiar și aici ne mințim într-o situație care e complet relevantă, da. Hermina, salutare, bine ai venit la România în direct. 9-10. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. Vă contrazic din ultimul punct de vedere. Dar haideți să începem cu începutul. Da, îi dau dreptate domnului ministru. Eu predau educație tehnologică la o școală din Brașov și sunt supărată, hai să nu mă zic frustrată, am foarte mulți de ani de învățământ, 36, și educația tehnologică, dacă știți sau nu știți, este o materie, hai să spunem, puțin complicată. Părinții reacționează negativ. Pentru că dacă tu îi dai o notă mai mică, cum la educație tehnologică, cum a spus dumneavoastră, că la desen și la muzică note mai mici,
Păi, dar nu sunt toți îndemânați și nu sunt toți talentați. Deci, de ce să nu-i dau? Îi dau. Am zis că mai devreme că vă contrazic că în pandemie nu s-a putut da note pe drept. Ba da, cine a vrut să dea note pe drept, luați-mă pe mine ca exemplu, în momentul în care s-a spus, ok, bun, să învățați Google Classroom, în momentul următor am intrat pe tutoriale și am învățat singură Google Classroom. Singură. Da, n-a interesat pe nimeni. Vai, cum să îi pregătim imediat pe profesor? Dar pe mine nu m-a interesat că nu a interesat pe nimeni. Pentru că eu, când mă uit seara în oglindă, nu e rușine de mine că predau ce trebuie. Aceea. Eu ziceam așa, stai o secundă. Eu îl citam pe domnul ministru cu aceeași mirare ca și a ta. Adică, domnul ministru aici ne-a tras o perdea de fum și a zis, domnule, nu o să pot pune note corect. Asta zic și eu. Cum, da. Doamne, iartă-mă, să nu poți pune note corect unui copil aflat în fața calculatorului? Dar ce e aici? E vreo magie? Așa, atunci îl întreb eu pe drăguțul domnul ministru al nostru. Domnul ministru, dumneavoastră, cum dați testele în Google Classroom? Că eu singură am învățat să dau teste în Google Classroom. Nu m-a învățat nimeni. Și notele au fost toate pe drept. Da, să aveți o dată o dezbatere cum să dau notele folosind Google Classroom în aceste teste care sunt extraordinare, deci știi, adevărat că e greu până le concep. Bine, nu foarte greu, să nu exagerez, dacă depinde cât ești de deschis la tehnologie. Dar da, se dau note pe drept și am avut reacții de la părinți. Ah, vai, cum, la tehnologie, cum i-ați dat 5? Ok, bun, haideți să ne uităm împreună, direct pe test. Vedeți ce a bifat copilul dumneavoastră? Da, dar totuși. Și să știți că reacția este și din partea colegilor. Deci în momentul în care, eu am văzut în catalog, a, bun, ai dat la tehnologie, a, ai dat și 5 și 4, cum ai dat așa note? Dar de ce te interesează unul pe tine? Eu te critic pe tine, te întreb cum dai tu notele la fizică, la chimie, De ce, Hermina, de ce chestia asta cu toată lumea trage de 9-le și de 10-le ăsta? Adică, care e ideea? Ce vă spuneți voi între voi? Păi, ideea asta este că i-am întrebat pe copii. Mai copii, părinții acasă ce doresc? Păi doresc note mari ca să ajungem la licee bune. Da, bun, și ajungi la un liceu bun. Și acolo, dacă tu nu ai notele pe drept și tu te-ai amăgit că ai note bune, mă, tu cum crezi că o să treci cu bine? Poate rămâi în primul semestru, corijent, la materia aceea. Și atunci, unde este adevărul? Deci eu asta merg la clasă și le explic copiilor. Societatea românească se minte de ani de zile. De ce crezi că suntem în situația asta? Am dat un exemplu înainte de a începe emisiunea. Azi, în București, e din nou putoarea aia de care a auzit toată țara. E o chestie așa care vine din când în când, domnule, și care n-are rezolvare, înțelegi? Adică nimeni nu știe ce facă. Ei, n-are. Păi de asta, dacă toate minți... Toate au rezolvare. Ai văzut? Toate au rezolvare. Da, cum toată adică viața... n-au rezolvare? Hermina, mai am o întrebare la tine. Fii atent o secundă. Vreau să știu, dar un lucru cu sinceritate răspundem la asta. Că știu că eu oricum spun... cu sinceritate am vorbit top. Te întreb ceva urât de data asta. Dacă tu ai atitudinea asta în care dai notele pe drept și pe corect, nu cumva la școală tu ești nebuna aia de la tehnologie care nu lasă copiii în pace? Da. Ah, ok. Ba da. Asta mai am să știu. Ba da. Și atunci le-am spus în clasă copilă, ok, la sfârșit de semestru și încheie ca să-i lași pazi. La sfârșit de semestru nu vă cunosc scrisul. Pentru că adevărul e că nu cunosc scrisul. Nu, ați copii, n-am înnebunit să înregistrez scrisul în memoria mea. Pe un biletel îmi scrieți ce am greșit, ce n-am greșit eu în predare, în comportament. Și ce spun copiii? Păi, doamna mea, sunt foarte severă, dar dați totdeauna notele pe drept și știm care e nivelul. O? Și asta e mulțumirea mea copiii. Copilul știe că îi dau nota pe drept. Și îl conving, tu trebuie să te pregătești pentru viață. Și materia asta este o materie pentru viață. Pentru că m-am contrazis cu colegii în cancelarie. Păi de ce ai dat nota asta? No, bun. Uite, am reguli de urbanism la clasa a șasea. Repede, spune-mi tu regulile de urbanism. Copiii de clasa a șasea știu regulile de urbanism. Bravo. Tu nu le știi. Bravo. Nu le știi. Mulțumesc pentru această atitudine. Ea e Hermina, de la Brașov, profesoară. Mulțumesc. Știți de ce? Știți care mai are problema în societății noastre? De fapt, că un om care vorbește și gândește așa, e nebunul. E nebunul cancelariei. Băi, e nebuna aia care dă note, ne-a rupt copiii în două. Avem pe una la tehnologie. Ai, nu te mai înțelegi cu ea, frate. Acesta te înțelege cu ea. Asta e marea noastră dramă, da? Bă, hai să ne înțelegem și la urbanism.
că după aia ne-am înțeles la urbanism. Când vine vorba de urbanism în orașele noastre, e o mizerie. Pentru că, da, cu toții am avut 10 la urbanism când a venit vremea. Și pe aia ajungem acolo, nici nu știm ce e ăla, nici nu știm de ce. Și cu niște băieți poate ne mai punem și pe furat. Da, cam așa e. Răul de aici începe. De aici se seamănă. Când îi spunem unui om care își face treaba că e nebun. Octavian, salutare. Notele. Bună ziua. 9, 10, da, te ascult pe drept, da, date. V-am sunat să vă spun, să vă expun un alt punct de vedere. Te rog. Sora mea este profesoară de geografie la Constanța și a avut niște experiențe pentru mine, de-a dreptul, halucinante cu părinții. Ia. Yeah. Prinzând un copil care copiază la unul dintre teste, l-a oprit din copiat și ca să nu îi dea doi doar pentru că a copiat, l-a lăsat să spună ce a scris în lucrare. Dar nu a știut și, bineînțeles, că a primit nota 2. După care părintele vine a doua zi cu copilul și întreabă de ce a primit această notă. Îi se spune că a copiat și că nu poate accepta așa ceva și părintele insistă să-i anuleze nota. Însă sora mea îi spune că nu poate face așa ceva pentru că a primit-o pe drept și nu poate anula o notă. Dar poate să-și omărească, e dreptul copilului. Bine, cum poate să-și omărească? Ce trebuie să învețe? Păi, fiind clasa 12 și fiind o materie pentru BAC, toată materia trebuie să învețe. Cum, doamnă, să învețe atât de mult? Tot teancul ăla mare de subiecte? Da, asta e materia, așa ați avut-o și dumneavoastră și noi. Nu, este prea mult. Bine, atunci să învețe 5-6 lecții. Nu, e prea mult. Păi atunci spuneți dumneavoastră cât ar trebui să învețe copilul pentru a-l mări nota. Păi, 2-3. Bine, 2-3. După care vine momentul să-l asculte și îl întreabă ce lecție ai învățat. Păi, una singură. Una pe aia. Și din aia, doar o parte, a luat 7. Bineînțeles că nu a făcut scandal pentru că știa că nu are pe ce mai mult. Dar pentru BAC, sora mea i-a spus că nu o să ia mai mult de 5 și ceva. Care a și fost nota lui de la BAC. Ce poveste? Adică omul dădea și bacalaureatul la obiectul... Exact, exact. Și nu s-a pregătit... Doamne, no. Deci căuta să împuște francul la clasă, deci dacă se poate să fi avut un 10, dar da. El intra în bacalaureat cu obiectul ăsta. Doamne, pentru mine e halucinant, adică... Dar ce s-o fi așteptat? Și... Până la urmă... Cred că cel mai mult acum contează doar notele. Eu cred că oamenii vor să pară că știu ceva sau că sunt ceva, chiar dacă nu sunt sau nu știu lucrurile respective. Și cred că asta e o mare problemă, pentru că la un moment dat în viață o să vadă foarte clar ce știi și ce nu știi să faci. Da, iar dacă învățăm pe copii că așa merg lucrurile doar cu apărea, pentru nu o să ajungem nicăieri. Octavian, pentru unii, știi care e problema? Sistemul de competențe din România e aproape ratat pe alocuri. An de zile, în jurul nostru, am văzut toată pilăraia asta, toată nefuncționalitatea, tot ce s-a pus cu mâna, toate numirile alea de te doare capul de alerga recorder după ele. Păi băieții ăia așa au ajuns, iar tu când vezi modelul ăla, de la școală începi zici, bă, stai puțin, ne frăsuim cu toții, luăm note mari, plagiate și așa mai departe, că până la urmă nu contează ce faci într-o funcție, că muți hârtiile, înțelegi? De aia nu putem rezolva probleme, pentru că noi nu construim corectitudinea de acolo, de unde trebuie. Aia e mare problemă. Pleacă de la politic. Auzi? Ajungi politic, eu, știi, într-o zi va trebui să facem dezbaterea asta. Politicul, da, poate schimba multe. Bine, dar politicul... pleacă de la noi, că noi i-am pus. Aha. Știi de unde pleacă? De la părintele ăla care s-a dus să negocieze cu sora ta. Ce să negocieze, mă? Ce să negocieze? Că el avea de negociat acasă cu Loaza. Păi dacă ești doi, i-am spus și lui Fimiu, mă, sunt câteva obiecte. Eu, unul, n-am fost foarte bun la... recunosc, nici n-am muncit foarte tare, nici mi-au plăcut mate, fizică, chimie, pentru mine au fost impasuri. Dar să nu iau 10 la geografie, care e un obiect atât de frumos, de simplu, de plăcut, de asta, mi-ar fi fost rușine toată viața. Am avut numai 9 și 10 la geografie, la matematică, recunosc, pentru mine era greu. Nu știu de ce a fost greu, habar n-am, în liceu. Da. Acasă e de negociat. Ce să negociez cu profesorul? Povestea ta m-a pus cel mai rău pe gânduri, să știi. Ar fi să mă duc la școală să zic unde a luat al meu. O fi luat și al meu nou.
Zic, doamne, ce are, doamne, 9, păi cum ăsta e copil de 9? Ia, tați-l, luați de aici 5 lecții, ascultați-l că e deștept, vă spun eu. Da, Octavian, m-ai întristat. Da. Îți mulțumesc tare mult. Adică nu, îți mulțumesc de poveste, nu de întristare. Știți ce vă povestesc astăzi? Că n-avem șansa să ne facem bine. Și pe aia vine Ciprian de ieri și zice, pentru ce să apăr eu, mă, România? De ce să mă duc eu la război pentru România? Caz îl înțelegi, nu? Pe Ciprian. Spune, pentru cine să apăr eu? Pe ăla care a luat 10 pe Daiboj, așa? Anca, salutare, ești la România în direct. Ce ne povestești? Bună ziua, Cătălin și ascultătorilor tăi. În primul rând vreau să o felicit pe doamna profesoră de la Brașov. Dacă am avea mai mulți profesori ca dânsa în sistem, cred că ne-am putea face bine. Tu știi ce pățește ea azi în cadencelarie, Hermina? Zic că a sunat nebuna aia acolo. Ce ne-a... Da. Notele, într-adevăr, dacă nu putem spune că sunt mincinoase, că e un cuvânt urât, măcar că sunt umflate. Atâta vreme cât la admitere sau la evaluare se va ține cont și de media celor 4 ani, copiii vor fi forțați să alerge după note. Cel mai bine ar fi examene pe specificul liceului, la care dorește fiecare. Vrei mate, fizică? Mate, fizică, examen. Vrei română? Ești cel mai bun la română. Și bursele de merit le-aș da după concursuri naționale sau regionale, unde, într-adevăr, acolo se vede performanța, nu după note obținute în școală. Da. Îmi pare rău să spun asta, dar notele sunt umflate. Nu ai, sunt reale. Ai copil de școală? Ne mințim. Da. În clasa 6-a. Cum a e? Terminat primul semestru cu 9,96. Oh, tare. Deci a avut o singură notă de 9 de-a lungul anului. Da, o medie de 9 la română. Da, 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 da. Și nu a fost așa un pic de durere în inimă? Am zis, uite, mamă, ai numai 10 aici la română, chiar ai un 9. Nu, pentru că i-am spus, să știi, mamă, că 9-le ăsta este meritat și decât o notă umflată, mai bine o notă adevărată, care nu te minte. Și în orice caz... Deci copiii așteaptă să fie de 10 și la desen de 10 și de muzică. Nu poate să fie. Un copil cântă mai prost, unul desenează mai bine. Dacă copilul care desenează mai bine, dă-i 10, dar nu la toată lumea, că nu toată lumea desenează de 10. De ce nu recunoaștem că copiii noștri nu sunt buni de 10 la toate materiile? Nu pot să fii, nici eu ca părinte nu sunt bună peste tot. Nu știu. Deci nu pot să cer copilului. Nu, doar că ăsta e trendul în școli, 9 și 10. 9 și 10 vrea toată lumea. Ori trebuie muncă pentru cum asta. Cum duceți discuția asta când vă întâlniți voi părinții, voi cu profesorii? Cum e discuția asta despre sinceritate, despre adevăr, despre merit? Din cum păcate, din păcate, nu ne întâlnim. Pandemia asta ne-a tăiat toate legăturile. Se face și ședința se face online, astfel încât toți părinții acceptă ceea ce este. Și încă ceva, tu vrei corectitudine la școala ta, copilul tău se va bate cu un alt copil de la o altă școală. Degeaba vrei corectitudine doar în școală la tine când știi că vine altul de la o altă școală care... Da, și pentru 2-3 sutimi copilul n-ajunge la liceul ăla bun, care e ăla bun, pe care îl vrei, pentru că tu ai fost corect și ai crezut toată viața ta că trebuie să fii corect și alții n-au fost. De asta spun că trebuie să se ia să se ia o decizie la nivel național și bursele de merit doar după niște concursuri, unde, într-adevăr... Da, da. Unde-i domnul Tudorache? Sărut mâna, Anca. La revedere, spor la treabă. Unde-i domnul Tudorache de la sectorul 1 să dea câte 1.000 de lei la toată lumea, cum dădea domnia sa? A zis, domnule, asta e, copilul trebuie premiat. Toată lumea... Deci, să lua așa bursă pentru cei cu note foarte mari, adică, îi vedeți cât sunt, cu notele date și mai venea și primăria, dădea 1.000 de lei și zicea, domnule, dar aici avem chiar niște copii excepționali. Păi, statul te premiază, nu uita chestiunea asta. Elena, salutare, notele-s mincinoase sau s-s drepte? Bună, Cătălin, și bună ziua tuturor. Nu știu neapărat dacă sunt mincinoase sau drepte. În primul rând, aș vrea să spun că sunt total de acord cu doamna Anca, antevorbitorul meu. În ceea ce privește spusele domnului ministru, nu sunt neapărat de acord. Cred că depinde de instituția de învățământ și de profesori.
Spre exemplu, copilul meu, care e clasa 12, a avut note mai mici când făcea orele online decât acum când face fizic. Prima dată am crezut că nu înțelege sau că, nu știu, modul de predare e mai greoi. Așa s-a întâmplat. Dar după aceea am aflat, spre exemplu, la matematică, ea nu ieșea din 7, nu ieșea și nu înțelegeam de ce și era o nenorocire, deși făcea și meditații la matematică, așa cum se procedează acum. Și am sunat-o pe doamna de la meditații și i-am spus, doamnă, nu înțeleg ce se întâmplă, copilul face meditații la matematică, explicați-mi ca să înțeleg că nu înțeleg de ce nu iese din 7. Și mi-a spus... Doamnă, la acum testele și tezele, m-am uitat pe ceea ce le-au dat și este mult mai mult decât ceea ce ar putea ei să facă într-o oră sau cât adică le-a dat greu, cum ar fi. Da, și greu și mai mult. Da, și mai mult și ne-a explicat și de ce. Mi-a spus, le dăm mai mult pentru că să nu aibă timp să copieze, să-și trimită mesaje sau... Au găsit o metodă că ei fiind la calculator să nu facă tot felul de lucruri. Da, uite, domnule, interesant ce povestești. Exact, da. Și copilul a fost foarte afectat pentru că, nu vă spun, imediat cum deschidea cartea de matematică, începea să plângă. Adică, pentru că deja se gândea, iarăși iau 7, iarăși... Și a fost complet... Iar acum, după prezența fizică, a avut 10 și, mă rog, nu mă interesa în mod deosebit nota, cât mă interesa ca ea să știe să fie pregătită la bacalaureat. Oare pentru că atunci când școala a revenit fizic, profesorul a putut evalua mai mult și capacitatea de muncă și implicarea, exact, și faptul că e copilul, exact, sub ochii săi, pe când acolo vedea doar un test cu o foaie de hârtie, asta e tot ce poți. Da, pe de altă parte știu de la copilul meu că erau alți copii, nu știu, probabil se descurcau mai bine sau la, nu știu, diverse moduri de a copia sau așa, care spuneam, știi că, nu știu, cine a luat mai mult, dar nu avea cum. Adică, nu știu, de asta am zis, cred că depinde de profesor și de instituție, ce prestigiu are instituția, că și asta contează, știți, pentru... Nu știu, pentru fel de fel de calificative care se dau, nu știu. Dar nu sunt neapărat de acord că li s-au dat note din burtă. Poate că unora, da, nu știu. Aici, cred că nu putem generaliza neapărat. Îmi scrie o colegă. Uite aici, îți dau caz eu. Îmi scrie o colegă, are fata mai mică decât a ta, ar zice așa, în clasă la ea, în semestrul întâi, au fost 23 de medii generale de 10. E foarte mult, foarte mult. Da. Pentru că, da, într-adevăr, nu știu de ce se aleargă așa după note, de fapt nu știm de ce. Știm, pentru că și la admitere, la facultate, se iau în considerare mediile anuale și nu este ok. Dar vârsta de merit, cred... Și eu, ca și antevorbitorul meu, ar trebui dată pentru anumite performanțe. Nu neapărat pentru că a luat peste nu știu ce medie, nu. Pentru că sistemul de evaluare, nu știu, nu prea mi se pare corect la ceea ce avem noi în acest moment. E corect ce spui. Mulțumesc tare mult. Pentru foarte multe școli cu o calitate foarte mare a învățământului, sistemul acesta creează un tip de probleme, pentru că intră în competiție cu școli care au o calitate mai mică, mai slabă, intră cu școli în competiție cu școli din întreaga țară și atunci... un 10 este egal, un 10 obținut la București este egal cu un 10 obținut... cine știe unde, într-o comună din România, pentru că noi nu vrem să recunoaștem că școlile noastre au intrat deja în capitalism și că unele școli sunt modele excepționale și cer un nivel foarte înalt de învățătură, pe când altele nu cer. Noi asta nu vrem să recunoaștem. Noi spunem, domnule, școlile sunt egale, copiii sunt egali. Nu sunt.
Ia încercați să dați bacalaureatul pe trepte, o să vedeți că i s-ar putea să fie mai interesant. Florin, salutare, bine ai venit la România în direct, căutăm note mincinoase sau adevărate. Salut, Cătălin. Eu nu știu de unde surprindere asta că nu se face corect. Școala este o oglindă a societății, este o implementare a societății românești. Nu se dau note corect pentru că nu se respectă restul, pentru că nu e disciplină, dar asta e societatea românească și nu de 30 de ani. Iar gândește-te cum se dădeau note, ca să zic așa, la figurat, la raportările la hectar. Dom'le, ne-am îndeplinit planul. Și e așa surpriză, nu înțeleg. Dar nu e așa o surpriză. E că a crescut, să știi. A zis domnul Câmpeanu, dom'le, totuși zice, am sărit de la jumate, am ajuns la 60%, ați luat-o cam tare, a zis domnul Câmpeanu. Da, corect, dar netrinele astea am fost. Fii atent, student la Politehnica la București. Yeah. Materia filozofia culturii tehnice. Crede-mă că stau și mă gândesc, mă, ce dracu o fi fost în materia aia. Așa. Nici n-am fost la examen, i-a cerut o colegă, deci dacă luai 5 din start, dacă aveai o prezență la un curs, luai 6, dacă aveai o prezență la alt curs, luai 7, la două cursuri. Bun. Eu am dat unei colege carnetul să-mi treacă 5 în final, după medie. Nu știu ce ar putea să filozofeze, ce înseamnă, chiar poate să caut filozofia culturii tehnice. Cum? Dar eu nu m-am gândit nicio secundă. Problema asta e și la facultate, acolo nu mai aveți nevoie de note. Cum? Absolut. Cum să te duci la facultate să-ți dea notă din burtă? La ce mai folosești de aia? Cum? Păi stai de un profesor, că am luat cartea. Cum mă picați? Aia cum? Da. Deci, încă o dată, asta în 2005, 2006, 2007, la calculatoare, la Poli, la București. Doamne ferește, 25% din materie se face programator și te angajezi în IT, dar restul de astea sunt. Cred că minciuna asta e perpetuată de mult la români. Da, doar că acum... Cu 10. Acum a luat o amploare cu totul ieșită din comun, adică mâine, poi mâine, toată lumea o să aibă 10. Zic, domnule, nu, eu sunt niște condiții atât de proaste în școala din România și cu pandemia asta și am ținut pe copii, am zăpăcit. Le dăm 10. Știu, dar nu, adică nu există, nu are legătură cu realitatea. Uite, dacă eu am o materie, eu am terminat liceul în clasa 2, în 2002. În clasa 12 e atât de multă materie, iar în realitate nimeni nu învață. Învață materiile pentru pas și pentru facultate. Da. Mie profesoara de chimie mi-a spus că vrei 5. Memorează glucoza și fructoza, am desenat-o pe tablă, mi-a dat 5. Asta nu înseamnă că eu eram de 5, doamne ferește, că nu știu. Nu mă interesa. Am făcut inginer programator. Nu mă interesează chimia. Domnul inginer, da, pe meserie... Ești bine? Adică... Bun, înțeleg că la filozofie ți-ai luat 5, l-ai împușcat acolo cu glucoză și fructoză, dar pe ce trebuie să știi tu, notele au fost corecte? Sincer să spun, nu. Doar m-au învățat să învăț. Aha. Ce făceam în școală era depășit. Era câteva puțin, adică e foarte... Vorbesc de politehnică la București, la automate și calculatoare. Sunt câțiva profesori tineri, erau, că nu știu cum e situația, care îți dădeau interesul, dar vine madama Andronescu, îi scoate materia și pune chimie industrială. Așa. La automate și calculatoare. Când noi făceam programare. Da. Și era, deci, ca să o spunem, era un profesor tânăr venit de la nu știu ce școală mare, nu zic Harvard, nu știu exact. O materie foarte frumoasă, introductivă, a scurs-o la o serie și a pus chimie industrială. Aha. Care nu ne puteam duce, că noi din Politehnică trebuia să ne ducem în Polizu. N-aveam timp să ne ducem. Da, na, doamna e chimistă și asta în facultate de bateria. Nu fi fost bună și chimia e industrială la ceva, nu mă gândesc. Ce mai zic, mă apuc să iau nisip să fac eu siliciu? Hai să fim serioși. Deci cel puțin la calculatoare, noi tot făceam software. Hai, nu ne apucam... Florin, mulțumesc, mi-ai stricat sistemul de valori. Eu când am ajuns la facultate, am luat note diverse, adică și mi se părea că oamenii ăia chiar le dau pe merit, adică pe ce știai acolo. Nu mă gândeam că duce mai departe sistemul ăsta. De ce să duce mai departe sistemul ăsta? Cine, Doamne iartă-mă, să mă uită pe notele la facultate? V-a întrebat cineva ce scrie pe diploma aia de licență? Cu cât ați luat? Da, mergem așa până la capăt cu sistemul ăsta, adică ieșim și din facultate și aici aruncăm cu 10 în ei? De ce am face așa ceva? Este contraproductiv. Simona, salutare! Bună ziua! Bună ziua tuturor!
Eu vreau să vă relatez un episod de la o ședință cu părinții din clasa 5-a fiului meu, care acum a ajuns clasa 12-a. Erau câțiva o ceată de părinți, pupincuriști pe românește spus, care pretindeau numai note de 10. Mi-aduc și acum aminte, am răbdat, sunt un om care nu prea mă las călcată pe bătături. La ședință, mămica, șefă, s-a ridicat și a spus: fetița mea, într-adevăr, când îi dă de desenat o oaie, face un porc, dar eu pretind 10, pentru că sistemul mă obligă să am numai note de 10. Ei, nu m-a mai răbdat inima și a spus: doamnă dragă, copilul meu are un talent deosebit la desen și ia 10-le pe merit. Nu-i patinează mintea să umple cu metafore la română numai de 10. Acolo ia nota care o merită. De ce și copilul tău care face porci în loc de vaci trebuie să ia 10 la desen? Și a continuat că pe ea o obligă sistemul cu coană. Suntem în același sistem cu toții. Zic, ajunge acasă, ia copilul tău, chiar așa am spus, la muzică ție, ajunge cu un 8 acasă și o găsești spânzurată de lustră, că vezi, doamne, tu ai obligat să vină cu 10 acasă. E normal? Cineva spunea că la obiectele astea vocaționale, aici pe Facebook, a scris mai devreme o doamnă, îmi pare rău că nu i-am reținut numele, ar trebui să dăm admis respins ca să terminăm, să curmăm această discuție. Nu știu, zic, aici e un caz specific în materii, într-adevăr, vocaționale. Nu-mi dau seama. Dar poate asta ar fi o rezolvare. Ce spui tu însă mai important e faptul că, într-adevăr, pentru că la liceu trebuie să ai notă mare, toată lumea vrea 10. Întrebarea e cum rezolvi asta. Eu i-am spus copilului: mamă, cu ce rămâi pe retină este mult mai important decât nota din catalog. Aia este pentru palmaresul tău personal și atât, punct. Am terminat 3 facultăți, toate de stat. Nicăieri, credeți-mă, nu mi-a trebuit nota de pe diplomă. Nicăieri. Da. Asta e adevărat. Locul în care îți trebuie nota de locurile sunt 2. Unul la admiterea pentru liceu și al doilea la admiterea pentru facultate în anumite cazuri, că unele facultăți și-au mai pus examene de admitere. Dar pentru acele 2 locuri, tot sistemul este întors pe dos. Acum zici că al tău e într-a 12-a, da? Da. Cum e astăzi la școală în pandemie? Se împarte cu 10 sau s-a mai rezolvat treaba? Jumătate. Exact cum a spus o doamnă mai înainte, depinde de profesor, depinde de instituție. Copilul meu este doar în online din cauza mea. Am o boală incurabilă și trebuie să mă protejez din toate punctele de vedere. Are materii la care trage foarte tare și obține cu greu note mari, dar are recunoștința profesorului și aprecierea profesorului respectiv, chiar dacă a luat un 8. Știu sigur că acel 8 a fost muncit, eu îl văd cum muncește. Consumă undeva la 12 caiete de matematică și română studențești pe săptămână. El învață prin rescriere, nu toceală. Își tot scrie și îl văd. Dar are și materii unde nu are niciun fel de tragere de inimă. I-am și spus: mamă, dacă reușești să te strecor ca gâsca până apă la o materie care nu îți va folosi în viață, asta e. Du-te înainte. Da, e și asta o concluzie. Mulțumesc mult! Azi ne oprim aici. Îmi pare rău, Irina. Sunt convins că și povestea ta era la fel de bună, dar o să revenim. Pentru că ceea ce ați văzut astăzi este un expozeu al minciunii. Da? Asta facem. Prieteni, putem să ne punem 9 și 10 și coroniță, dacă vreți. N-o să trăim mai bine, e vestea proastă pe care vă dau la final. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă, să ne auzim cu bine.
Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.